Știu prea bine cât de multe lipsesc la Pașcani. Am fost de atâtea ori la dumneavoastră acasă, încât aș putea vorbi mult. Aș putea vorbi mult despre ce lipsește. Drumuri asfaltate, apă și canalizare în toate gospodăriile, școli bune, dispensare, biserici reabilitate, grădinițe. Mă doare sufletul când văd din partea actualei administrații atâta nepăsare. Toate aceste lipsuri au făcut ca orașul să se depopuleze și evident tinerii să ia viitorul în altă țară. Acum a venit momentul în care cel care va câștiga primăria, Marius Pintilie, colegul meu, un om gospodar și serios să rezolve toate aceste probleme. Marius Pintilie, alături de o echipă competentă, cu ajutorul dumneavoastră, împreună cu mine ca viitor președinte al Consiliului Județean, ne vom lupta zi de zi pentru proiectele Pașcaniului. Nu vom avea liniște până când nu vom transforma Pașcaniul într-o comunitate din care tinerii să nu mai plece. Vom aduce investitori care să creeze locuri de muncă. Vom asfalta drumuri, ne vom îngriji de școli bune și de cabinete medicale. Vom aduce gazul metan în toate gospodăriile. Vom reuși. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Împreună, pe 27 septembrie, haideți să facem echipă pentru Pașcani.